Da, ia zi, profesore, tu de ce ai venit aici? Copiii au găsit jurnalul ăsta. Cred că e despre comoara dacilor. Aha, comoara dacilor, da. Eu mă rog de ei de 15 ani, ca să-mi dea bani să fac săpături sus. Iar ăștia, nici măcar 5% n-au făcut acolo la sarmi ca să scoată comorile. Și lasă asta. În primul rând, nu știe nimeni ce facem noi aici. Noi aici mai facem săpături, mai scoatem din pământ vase, monezi. Dar ce crezi, că ajunge ceva la București? N-ajunge absolut nimic. Nu, da. Ăștia nu dau nimic, țin totul la ei. Nu ai cum să studiezi Luceafărul dacă nu știi măcar două strofe. Păi da, asta e, așa e și la noi. Fiecare brazdă de pământ pe care o scoți poate să schimbe istoria. Aveți grijă, că prin zonă circulă foarte multe legende în legătură cu treaba asta. Ce legende? Păi mulți au pornit să caute comoara lui Decebal, dar și mulți au murit. Pentru că această comoară este păzită de un blestem. Blestemul frăției preoților lui Zamolxe. Numai cei vrednici, cei care merită cu adevărat, pot ajunge la comoară.